Bine v-a regăsit, dragii mei, la horoscopul săptămânii 27 martie 1 aprilie 2023. Iată că am continuat seria horoscopului săptămânal astrologic și, ca de obicei, vă rog din toată inima, dacă știți ascendentul, să ascultați la zodia ascendentului, pentru că de la ascendent ne începe harta personală și atunci predicția este mult mai posibilă pentru cei care ascultă la horoscopul ascendentului. Și activarea domeniilor de viață este clar mult mai potrivită în cazul ascendentului. Avem o săptămână interesantă și pentru că m-am gândit să fac ceva interesant, se spune că modul în care încep ceva va arăta și finalul a ceva. Iar dacă săptămâna noastră începe pe 27 martie, evident că fiecare zi începe de la răsărit și nu de la ora 12 noaptea, așa că am pus 27 martie, momentan, harta, să vedem cum începe la modul general, la ora 7:07 când este răsăritul. Și avem o hartă cu ascendent în berbec. De aceea se anunță ca această săptămână să fie una de tip berbec și nici nu ne mirăm că doar suntem la răsărit, doar suntem în sezonul berbecilor. Așadar, săptămâna aceasta este una foarte interesantă, una foarte alertă, asta ne spune ascendentul în berbec, și este cumva o săptămână în care punem accentul destul de mult pe noi înșine. De aceea, influența acestei perioade este una profund legată de propria persoană, de propria viziune, de propria ascensiune, căci sunt foarte, foarte multe planete acolo în casa întâi. De asemenea, este și o perioadă în care contează foarte mult casa și familia, așa că să nu ne mirăm că săptămâna aceasta s-ar putea să ne gândim așa mai mult la familie, la modul general mă refer, și să fie așa o atmosferă în care suntem mai dispuși cumva să acționăm, să facem ceva concret, decât să stăm acolo în vise, în pasivitate. Dar, pentru că este o săptămână alertă, cel mai indicat este ca noi să găsim și acea stare de contemplare sau să ne facem timp cumva în această săptămână, să avem un moment pentru noi și în liniște. Da? Tocmai că punem accent mai mult pe corpul nostru și pe acțiunile pe care le facem, Saturn cumva acolo în casa 12-a a săptămânii spune: fă-ți timp sau acordă timp și contemplării și părții tale interioare și acelor lucruri care nu se văd. Chiar dacă e alerta asta, fă-ți cumva timp. Este necesar, cum s-ar spune. Și, bineînțeles, să fim destul de prudenți, pentru că lucrurile par așa foarte rapide, un picuț superficiale în anumite cazuri, adică putem să fim foarte ușor influențați așa de informații. Începem săptămâna cu o lună în gemeni și e bine să ne ocupăm într-adevăr de mintea noastră, dar mai ales să permitem să și simțim, nu doar să mergem pe rațiune, dar să nu ne confundăm prea mult cu rațiunea. Evident că ar fi foarte bine să găsim și calea de mijloc, asta ne-ar completa în această săptămână, dar așa mare am vrut să vorbesc puțin cum începe săptămâna, pentru că, repet, cum începe un lucru, așa-l și termin. Este o săptămână cu conjuncturi interesante. Pe data de 28 martie avem Mercur în conjuncție cu Jupiter în berbec. Am să vă zic imediat și ce înseamnă toate aceste lucruri, le-am notat. Și mai avem pe 30 martie un Marte în trigon cu Saturn. Da, Marte în rac, în trigon cu Saturn în pești. Durată 5 zile, imediat vă spun și aici ce înseamnă. Și mai avem un Venus în conjuncție cu Uranus în Taur. La fel se poate simți cu 1-2 zile înainte și durează cam 2 zile. Deci în săptămâna asta acestea sunt tranzitele principale. Vom discuta despre ce înseamnă toate acestea și apoi pentru fiecare ascendent. Pentru că ele semnifică o energie generală de pe cer care ne influențează pe toți și evident ne va activa anumite domenii de viață. Așa că haideți să vedem ce se întâmplă. Și vedem că de pe data de 28 martie, spuneam, Mercur intră în conjuncție cu Jupiter și este un tranzit care induce o stare de bine. O stare de bine cu o gândire optimistă, o gândire foarte ancorată pe ideea de a face. Da? Deci ne gândim la anumite lucruri, știm cum să le facem și chiar vrem să le punem în practică. sau cel puțin ne putem grăbi să le punem în practică, dar este foarte favorabilă conjunctura pentru afaceri, așa că dacă aveți anumite afaceri, activități comerciale, este săptămâna perfectă pentru a avea productivitate. Da? Este o conjuncție productivă, foarte bună pentru planificarea pe termen scurt însă, pentru că berbecul de obicei începe și nu prea termină și este un semn cardinal, deci este din scurt. Călătoriile internaționale de asemenea pot fi favorabile, da? Afacerile externe la fel sunt evidențiate pe acest tranzit, așa că s-ar putea să auzim mai mult despre astfel de lucruri conectate cumva cu străinătatea și am putea să vedem și care mai sunt noutățile din străinătate. Deci este un tranzit benefic pentru comunicare, pentru a vedea imaginea de ansamblu, pentru că Jupiter asta face, te face să vezi mai de departe, iar Mercur mai de aproape. Și practic avem această posibilitate de a vedea și de aproape și de departe și bineînțeles putem să avem și abilități organizatorice destul de bune. De asemenea, este o conjunctură foarte bună pentru majoritatea dintre noi, pentru predare, învățare, lucruri noi. O să fim mai curioși să învățăm, o să fim mai dornici să ne expansionăm cumva cunoștințele, să călătorim și chiar vom fi mai interesați de anumite idealuri superioare, de a avea legătură cu tot ceea ce aduce un mare bine. Și mai ales putem avea un simț mai puternic al justiției și chiar să vrem să și aplicăm, să pedepsim. Asta așa ca parte mai negativă, dar în principiu este o conjunctură foarte bună. Dar dacă tot vorbeam și de partea aceasta negativă, evident că depinde ce înseamnă pentru fiecare în hartă berbecul, pentru unii o să fie tensiune, pentru alții o să fie de bine. Și de aceea am pus ambii poli. În cazul celor care sunt în conflict cu berbecul în astrograma lor, această conjunctură poate aduce tendința de a trece cu vederea detalii care par minore. Puteți să deveniți prea atotștiutor sau cumva prea credincios sau toate lucrurile pe care le credeți voi contează și doar acestea sunt reale. Da, un supraoptimism în planurile vieții voastre. E posibil să fie și anumite promisiuni care nu sunt neapărat ușor de ținut pentru unii dintre voi. Există și posibilitatea unei supra-solicitări mentale, dar în mare parte să ne așteptăm la lucruri interesante. Conjuncția aceasta întotdeauna ne face să ne gândim la expansionarea minții, a cunoașterii, a comunicării. Da? Comunicarea va fi foarte importantă, iar persoanele guvernate de Jupiter, cu ascendent, soare sau lună, în săgetător sau pești, aceste persoane vor putea încheia unele probleme importante din viața lor cu această conjunctură. Apoi, de pe 30 martie, avem Marte în trigon cu Saturn, durata este de 5 zile și influențează cu 2-3 zile înainte, după tranzitul exact. Această conjunctură ne poate ajuta să ne susținem mai mult munca, să avem mai mult succes în ceea ce facem, pentru că există o armonie între Saturn și Marte, două planete teribile, dar necesare pentru a face ceva, pentru a pune ceva în practică. De aceea este excelentă conjunctura pentru planificarea unor sarcini pe termen lung sau mediu, pentru a avea rezultate durabile și stabile. Și bineînțeles există o bună colaborare între activitățile cu persoane mai în vârstă, cu autorități, cu persoane care sunt specialiste, de exemplu. Da, un cod moral mai puternic, o mai mare tendință de a vrea să faci ceea ce este corect și foarte bine pentru antrenamente. Dacă v-ați propus să faceți sport, eu v-aș recomanda în săptămâna asta să faceți, pentru că de pe 30 martie sunteți susținuți să duceți până la capăt ceea ce vă propuneți, chiar și prin armonia corporală. De asemenea, aveți Venus în conjuncție cu Uranus și tot din această perioadă, pe 30 martie, este activ cu 1-2 zile înainte, da? Durata este de 2 zile, da? Și influența aceasta de pe 30 martie a lui Venus în conjuncție cu Uranus poate să aducă ceva surprize neașteptate, da, în dragoste. Poate că vor fi experiențe sociale interesante, contacte noi cu care puteți avea de-a face, vă puteți simți mai romantic sau brusc așa să aveți anumite stări de bucurie, dar și incertitudine, pentru că Uranus este neprevăzut și atunci vine cu Venus, planeta iubirii, a banilor. Vă dați seama ce poate să aducă. Poate simțiți să oferiți libertate mai multă partenerului vostru sau voi vreți mai multă libertate. Puteți să întâlniți persoane excentrice, femei excentrice, emoțiile să crească mai mult și să vă simțiți foarte entuziasmați. Deci așteptați-vă la următoarea săptămână să înceapă așa cu lucruri neprevăzute, cu iubiri neprevăzute, cu senzualitate neprevăzută. Da, deci vă puteți simți original. Sau vă vin idei foarte bune, cum să fac bani, da? Poate multe corelate cu internetul, poate vin venituri financiare efectiv neașteptate, chiar nu aveați idee, dar vine suma respectivă. Și puteți să simțiți așa că vreți să vă schimbați mai mult aspectul fizic, să vă faceți mai frumoși, să faceți o schimbare, schimbați brusc culoarea, vă vine ideea să purtați ceva neobișnuit. Da, idei noi despre modă, despre design, frumusețe, artă, muzică, de ce nu? Doar să aveți grijă un pic la partea aceasta mai, să-i zic, negativă, cu reacțiile instabile în dragoste, cu evenimente puțin neașteptate posibile în dragoste sau să auziți de ceva mai neașteptat. Da, atenție și la partea asta nervoasă și anxietate. Este bine să ne calmăm cumva sistemul nervos în perioada asta. Posibile pofte bruște, așa, brusc vreți să faceți ceva, să mâncați ceva, să vă întâlniți cu cineva, da? Să faceți o schimbare în persoana voastră, în aspectul vostru. Și la fel ceva cheltuieli neprevăzute și spuneam, poate chiar comunicare stresantă cu femeile, da? Deci mare atenție că aici apar tot felul de lucruri cam ciudățele. Și haideți să vedem ce înseamnă și pentru fiecare ascendent. Iar pentru ascendentul în berbec, toate aceste lucruri despre care noi am vorbit se vor produce în mare parte întâi în casa propriei voastre identități. Da? Pentru berbeci se anunță că poate fi un mare focus sau o mare concentrare pe partea aceasta de dezvoltare personală, de învățare, de explorarea noilor idei, de noi oportunități, perspective. Este o perioadă foarte bună pentru a începe proiecte noi sau pentru a călători și acest tranzit aduce o dorință de a fi văzut ca un lider, de a vă impune cumva prin comunicare, prin viziunea voastră, prin credințele voastre și chiar să vă angajați în diverse activități care vă pun abilitățile în lumină, să spun cumva, sau vă pun în centrul atenției toate acestea, da? Abilități, cunoștințe, tot ce știți voi acolo. Și, bineînțeles, veți mai avea parte și cu trigonul, cu Marte-Saturn, de o energie puternică de concentrare și de dezvoltare personală, dar și pe carieră, posibil și în domeniul afacerilor și finanțelor. Da, aici aveți o energie chiar foarte mare. Iar Venus, în conjuncție cu Uranus, poate să aducă o creativitate, o nevoie de explorare, în ceea ce privește pasiunile voastre, în ceea ce privește talentele voastre, poate chiar stabilitatea voastră, poate că vă vin idei noi, vreți să mai schimbați ceva în ceea ce vă produce vouă confort și de ce nu vă văd explorând noi perspective și veți fi mult mai interesați de partea aceasta spirituală, mistică, de a revela anumite lucruri, de a vă răspunde la anumite întrebări. Haideți să vedem mai departe pentru ascendentul în Taur. Aceste tranzite vor impacta destul de interesant și aici. În primul rând, pentru Taur, toate aceste planete în berbec vor activa casa inconștientului și a trecutului, cumva, a viselor, a tot ce este nevăzut și poate aduce o mare înțelegere a sinelui și poate anumite motive ascunse pentru care vă comportați într-un anumit fel. O să aveți niște conștientizări. Aha, deci de aia am avut eu reacția aia sau vă veți observa mai bine, veți contempla mai mult, cum să spunem. Și este o perioadă bună pentru a vă căuta liniștea, pentru a avea reflexii profunde, cum spuneam, și poate exista o mai mare creativitate și inspirație, da? În munca voastră, în ceea ce faceți voi în spatele scenei în general, sau primiți foarte multe revelații în perioada asta, aveți o abordare a vieții mult, mult mai creativă și intuitivă. Da? Ceea ce privește trigonul cu Marte-Saturn aduce energie puternică în a vă dezvolta abilitățile și talentele personale. Poate să vă ajute să vă stabiliți obiective clare, să vă concentrați pe îndeplinirea lor, evident. Iar Venus și Uranus în Taur, evident că vă fac pe voi să vă gândiți mai mult la aspectul fizic, la ceea ce spuneam acolo chiar la începutul filmării. Aduce energie puternică de explorarea unor modalități, de a vă exprima personalitatea, de a vă pune în evidență personalitatea, imaginea, de ce nu, de a vă dezvolta pasiunile și, de ce nu, relațiile romantice. Puteți să atrageți foarte mult. Venus acolo stimulează ideea aceasta că vreți să fiți mai frumoși, că vreți să fiți apreciați, că vin mai ușor aprecierile și chiar de la persoane neașteptate cu Uranus. În cazul gemenilor, adică ascendentului în gemeni, acest tranzit se produce în casa prietenilor, în casa grupurilor, comunităților, speranțelor de viitor. Și asta înseamnă că vă gândiți foarte mult la viitor, vă gândiți cum să faceți, să vă remarcați și aduce o energie socială, o dorință de a vă conecta mai mult cu alți oameni, de a vă întâlni și de a discuta lucruri care țin de interese comune, de așteptări comune, de aspirații comune în mare parte, da? Vreți mai mult să fiți acolo cu oamenii care au aceleași idealuri și o să puneți destul de mult accent pe lucrul acesta. Apoi poate fi o perioadă destul de bună pentru colaborări și pentru a vă implica în tot felul de voluntariat, activități care sunt făcute în grup și, de ce nu, să vă expuneți mai mult social. Poate sunteți mai prezenți pe internet, poate, nu știu, aveți acolo o revelație. Oricum, sunt noi oportunități de învățare, da? Puteți accesa anumite grupuri unde se învață ceva anume, unde vă dezvoltați personal mai mult ca sigur, fiind un berbec, unde vă puteți întări încrederea în sine și să vă dezvoltați continuu. Deci asta este scopul. Trigonul Marte-Saturn aduce energie puternică, să vă concentrați din nou pe dezvoltarea voastră, în care vă puteți amplifica anumite puteri decizionale sau să impactați mai mult în ceea ce privește cariera. Vă văd destul de implicați și dorniți să faceți lucruri, să depuneți eforturi. Așadar, cam asta văd eu pentru voi ca energie pe partea de muncă și vedem și că Venus în conjuncție cu Uranus vă face să aveți o energie puternică de a explora noi modalități, de a vă conecta cu oamenii, de a reflecta mai mult asupra ceea ce vă place și ceea ce nu vă place, de a vă explora mai mult talentele, da? Pentru că Taurul pentru Gemeni este casa 12-a. Vă văd oricum foarte, foarte inspirați. Chiar o să aveți niște inspirații și niște revelații foarte frumoase, chiar posibilitatea de a întâlni anumite iubiri interesante, de a vă gândi la lucruri frumoase și, de ce nu, chiar de a observa cum puteți să atrageți banii, puteți să vă folosiți de legea atracției pentru a atrage, dar și mintea voastră poate fi foarte ușor influențabilă în a pierde ușor bani. Așa că, atenție, depinde de focusul vostru mental. Este bun, atunci vin banii. Dacă nu, mai ușor se pierd. În cazul ascendentului în Rac, acest tranzit cu planetele în berbec se produce, evident, pe casa carierei, într-o casă importantă. Va conta statutul social foarte mult, ceea ce va duce la o energie foarte puternică de dezvoltare, da? O oportunitate în carieră pentru ascendentul în Rac, pentru obiective personale de îndeplinit. Aveți cunoașterea necesară sau veți primi informațiile necesare, ideile necesare, aveți credința și suportul necesar pentru a avea reușite. Perioadă foarte bună de a lua decizii importante legate de carieră sau pentru a vă lua angajamente care să fie în mare parte destul de ușor de împlinit. dar poate nu neapărat pe termen atât de lung, pentru că berbecul este cum este, pe termen scurt. Desigur, poate să fie o mai mare încredere în ambițiile voastre, în felul în care voi sunteți percepuți la muncă, felul în care sunteți voi ca lideri, ca șefi, ca autoritate. Da? Deci aveți o abordare foarte ambițioasă, iar trigonul acela cu peștii, cu Saturn în pești și Marte în rac, evident că vă poate ajuta foarte mult să aveți această îmbunătățire, dacă vreți, a crezurilor voastre, a idealurilor voastre. Vă veți conecta foarte mult cu aceste crezuri, cu posibilitatea chiar, de ce nu, de a planifica și ceva legat de străinătate, da, se pot activa aceste lucruri. Sunteți acum mult mai în măsură să stabiliți obiective. În mare parte sunteți mai curajoși și mai dornici să explorați teritorii noi, să explorați spiritualitatea, de ce nu, nu doar străinătatea, și să fiți acolo mai conectați cu Dumnezeu într-un mod practic. În cazul ascendentului în Leu, tranzitul cu planetele în berbec se va produce în casa a noua, în casa străinătății, a spiritualității, da? Aici sunt învățăturile superioare, filozofia. De aceea se poate căuta mai mult înțelepciune în această perioadă, cunoașterea. Așadar, nu m-aș mira deloc ascendenții în Leu să fie mai preocupați de călătorii, de studiu, de a merge chiar într-o călătorie de studiu, într-un retreat, într-un loc unde să învețe, care se ține undeva anume, sau, de ce nu, pur și simplu participarea la un curs chiar și online. Poate fi o perioadă foarte bună, deci pentru călătorii, pentru a învăța lucruri noi, pentru a începe proiecte care implică o abordare mai amplă și mai filozofică, și sunteți aici foarte concentrați, vreți să transmiteți anumite mesaje, vreți să vă informați din ce în ce mai mult și să folosiți clar cu un scop minunat toate aceste informații. Desigur că acest tranzit mai departe cu Marte și Saturn în pești poate, în cazul acesta, să se manifeste cu o energie puternică de a vrea să vă asumați anumite angajamente, da? În ceea ce privește cariera și statutul social, și e un moment favorabil pentru a vă dezvolta abilitățile și talentele personale. Da, vă văd destul de conectați la sinele vostru și la ceea ce este mai profund pe lumea asta. Deci, perioada asta sunteți foarte mult în contact cu partea nevăzută și psihică, psihologică, dacă vreți, cu anumite frici, dar pe care le puteți transforma în cunoaștere. Venus în conjuncție cu Uranus va aduce o energie puternică de a explora modalități noi, de a vă dezvolta pasiunile, și chiar, de ce nu, legat de carieră, pentru că Taurul reprezintă cariera pentru ascendentul în Leu și se pot lega tot felul de idei neconvenționale. Sunteți mai susținuți să vă puneți acele hobby-uri în practică, să faceți ceea ce vă place și să vă dezvoltați mai bine ceea ce voi vreți să aduceți în lumea asta, să contribuiți, și puteți găsi metode neconvenționale să o faceți. O energie benefică pentru a vă dezvolta propriile valori și principii, de ce nu, sau de a cunoaște lucruri noi și de a vă îmbunătăți. Pentru ascendentul în Fecioară, se pare că tranzitul în berbec se produce pentru voi în casa schimbărilor, a transformărilor, a resurselor la comun, a moștenirilor. În general, poate impacta destul de puternic transformarea personală, poate că intrați în contact cu anumite comunicări, informații, tot felul de practici, poate chiar spirituale, ritualice, poate intrați în contact cu anumite informații legate de bani, de moșteniri, de taxe, de tot felul de resurse, poate trebuie să rezolvați ceva cu anumite plăți și poate fi o perioadă foarte bună să vă examinați toate aceste plăți, resursele, să luați decizii importante legate de finanțe, de relații personale și poate, de ce nu, să aveți o revelație destul de interesantă legată de impactul motivațiilor pe care voi le aveți în interior și intențiile celor din jurul vostru și poate asupra dorințelor voastre și să vă dezvoltați cumva mai profund aspectele ascunse ale vieții, să le explorați mai mult. De aceea am simțit că unii poate veți cerceta mai mult, veți comunica diverse lucruri, veți intra în contact cu acele informații. Partea aceasta cu Marte în trigon Saturn pentru voi aduce energie puternică pentru a vă consolida relațiile, pentru că Saturn va fi în casa a 7-a și în casa a 7-a avem relațiile de cuplu, divorțurile, căsătoriile, acordurile, în general, asocierile, partenerii de business și pot exista anumite șanse prin acest trigon să consolidați anumite relații pe care le aveți, parteneriate existente, să vă dezvoltați noi relații, de ce nu, poate chiar cu clienții și să fie persoane potrivite. Și poate exista și o energie care să vă pună mai mult în temă așa cu ceilalți, cu ce se întâmplă cu ei. Iar partea aceasta cu Marte în Rac va activa mai mult comunicarea voastră cu frații, vecinii, cu apropiații, veți fi mai conectați la ideea de comunicare și poate chiar găsiți anumiți clienți interesanți sau poate parteneri posibil pe internet, prin diverse mesaje, cunoștințe, rude. Iar conjuncția Uranus-Venus va avea loc în casa 9, unde avem studiile superioare, spiritualitatea, unde avem în general filozofiile noastre, convingerile și poate că este cazul să apelați la noi idei, să vă deschideți către noi idei și cred că puteți, pentru că Venus acolo arată că vă place, Uranus arată că pot exista lucruri interesante pe care nu le-ați prevăzut și să aveți așa o dorință puternică de a explora diverse lucruri. Că sunt noi idei, că sunt noi teritorii, da? Vă duceți undeva, că vreți să vă lărgiți perspectivele legate de studii, călătorii. Pot fi oportunități neașteptate în acest domeniu pentru voi. Și pentru ascendentul în Balanță, tranzitul planetelor în Berbec activează casa a 7-a, casa a relațiilor, a parteneriatelor, casa unde avem anumite dispute, anumite acorduri și vă văd cu o energie puternică de a vă conecta cu ceilalți oameni mai mult, de a comunica, de a apărea oameni chiar foarte benefici, oameni binevoitori, sponsori, oameni care să vă pună foarte mult mintea la contribuție, să vă facă mai optimiști în ceea ce înseamnă relații, oameni în general. Așa că puteți să vă dezvoltați multe relații și poate fi o perioadă minunată pentru a întâlni anumite persoane, să vă reîntâlniți poate cu unele persoane care sunt deja în viața voastră, mă refer, dacă nu cu noi persoane. Și, în general, vă puteți întări relațiile în perioada asta și crezurile. Puteți să căutați parteneriate mai noi, mai armonioase sau să căutați cumva să înțelegeți mai bine ce e cu partenerul meu sau ce e cu oamenii care mă oglindesc. Și, bineînțeles, trigonul Saturn în Pești cu Marte în Rac va activa pentru Balanță casa 6-a sănătății, de fapt a bolii, că nu e chiar a sănătății, casa bolii și a muncii, dar cumva aduce o perioadă favorabilă pentru anumite boli, de exemplu, pentru anumite afecțiuni, probleme de sănătate, o puteți îmbunătăți, puteți avea o abordare organizată, disciplinată față de munca voastră, față de sănătatea voastră și, desigur, poate să impacteze și casa veniturilor, deci aș vedea și ceva lucruri favorabile la muncă, legate de bani, de resurse personale, o energie frumoasă și multă acțiune în ceea ce privește gestionarea și administrarea resurselor voastre. Da? Puteți aveți câștiguri clare. Conjuncția Venus-Uranus în Taur va fi în casa 8-a a resurselor comune și aici din nou se semnalează ideea de resurse. Bine, sunt resursele partenerului și în general de la alții care vin. Și da, pot fi ceva schimbări. Poate în dragoste apare ceva neașteptat. O iubire neașteptată, o persoană interesantă, o femeie care vă dă viața peste cap, care vă ajută să vă transformați. Iar energia asta puternică poate fi o soluție chiar în cazul gestionării finanțelor, da? Pot fi modalități interesante, noi, oportunități de a face schimbări benefice în felul în care gestionați banii, în felul în care câștigați, în felul în care obțineți de la alții banii. Iar pentru ascendentul în Scorpion văd aici un tranzit interesant pe casa 6-a, cu planetele în berbec mă refer, în casa muncii, da, casa bolii, serviciului, rutina voastră și poate să aveți mai multă energie și mai multă concentrare pe munca și îmbunătățirea muncii, pe îmbunătățirea sănătății voastre, pe o idee așa de hai să fac ceva interesant și să mă dezvolt, poate chiar la nivel de fizic, de nutriție, de fitness, de wellness. Poate fi o perioadă minunată pentru a vă îmbunătăți abilitățile voastre, pentru a vă perfecționa, pentru a vă îmbunătăți rutina zilnică, da? Obiceiurile de sănătate și de muncă. Și vă felicit pentru o productivitate foarte mare, o eficiență mare munca voastră și o dorință de a vă optimiza cumva viața de zi cu zi, condițiile de muncă, sănătatea. Trigonul cu Saturn în Pești și Marte în Rac activează casa creativității și casa personalității. Evident, în casa creativității sunt și copii, sunt și iubirile noastre, plăcerile noastre și e o perioadă chiar favorabilă să fiți mai disciplinați și organizați cu plăcerile voastre, cu oportunitățile romantice. Vă dezvoltați relații creative din punctul meu de vedere, pasionale. Da, aveți o energie foarte frumoasă, poate fi un moment favorabil să vă urmați pasiunile, să vă afirmați personalitatea și evident cu conjuncția Venus-Uranus din Taur, în casa 7-a și aici sunt parteneriatele și toți oamenii care ne oglindesc, puteți să aveți chiar tot felul de surprize interesante de la parteneri, chiar și lucruri mai incerte, dar și surprize plăcute, hai să nu le ignorăm. Și poate că o să vedeți această energie de a explora noi metode, cum să fac să fie mai bine în relație, cum să fac să mă simt cu adevărat fericită sau fericit, cum să aduc ceva original în relație, ce surprize să mai fac aici sau ce surprize vi se fac. E interesantă această conjuncție și da, poate fi și o oportunitate să întâlniți pe cineva interesant dacă nu aveți pe nimeni. Ascendentul în Săgetător și energia Săgetătorului spune așa că tranzitele din berbec activează casa 5-a, casa iubirii, casa creativității, casa copiilor și evident cu aceste planete pe acolo, poate planificați ceva, călătorii, vacanțe, poate aveți o energie puternică să vă exprimați creativitatea, jucăușenia, să vă îmbunătățiți relațiile cu copiii, relația cu iubita, amanta, amantul. Aici sunt iubirile noastre. Și mai văd o perioadă bună pentru a vă implica în proiecte creative și să vă explorați în general pasiunile. Deci e ceva interesant. O să vă placă să vă puneți așa în ideea asta să vă faceți pasiune sau să descoperiți pasiuni noi interesante. Da? Să ajungeți să cunoașteți mai multe lucruri, să fiți așa într-o energie bucuroasă în cea mai mare parte. Evident, este o perioadă cu multă inspirație, bucurie și de a vă dezvolta relații romantice, de a vă extinde experiențele culturale, de divertisment, sexuale, de ce nu, că avem casa 5-a. Și pot fi cu Venus, de exemplu, în conjuncție cu Uranus, energii puternice de explorarea unor talente și abilități personale. Puteți aici să vă activați cumva perfecționarea în ceva anume, puteți să aveți idei bune, să concepeți idei foarte bune la muncă, pentru că Uranus cu Venus în Taur activează pentru Săgetător casa 6 a muncii și a bolii, dar aici e și rutina voastră, deci văd lucruri foarte bune și productive pentru voi care să vă aducă bani. Totodată veți fi în contact și cu partea mai spirituală, simt, acest contact cu spiritualitatea. Și mai văd lucruri foarte interesante legate de anumite frici și anumite lucruri care pot activa lucrurile acestea mai nevăzute. Da, vă văd destul de interesați aici de partea asta nevăzută, de anumite frici, de a vindeca aceste frici, de a vă lupta cu ele și mă aștept la o experiență foarte interesantă în săptămâna asta pentru voi. Să vedem mai departe și pentru Capricorn. Tranzitul cu planetele în berbec se produce în casa familiei, în locul vostru în care locuiți, în ceea ce privește rădăcinile voastre, relația cu tatăl, tot ce înseamnă casa voastră și intimitatea, cumva stabilitatea și certitudinea voastră, baza voastră. Și aici se vede că sunteți conectați mai mult ca niciodată, poate discutați lucruri interesante despre rădăcinile voastre, despre locurile natale, poate faceți mai multe drumuri acolo, poate vă îmbunătățiți pur și simplu relațiile familiale. E posibil cu Marte și Jupiter acolo să se extindă ceva, să fie bine pentru casă, pentru ce v-ați propus voi. Și evident puteți îmbunătăți aceste condiții de locuit, de a explora cultura, spuneam, familială, cumva să aveți poate o legătură cu tatăl mai interesantă, dacă aveți, evident, în viața voastră, sau cu un membru al familiei. Și poate fi o perioadă de stabilitate în viața voastră, de a vă dezvolta conexiunea cu trecutul, cu tradițiile, cu familia. Și în ceea ce privește trigonul cu Saturn în Pești, aici pentru voi se va activa casa treia, comunicării a fraților, surorilor, vecinii și în general cei apropiați, așa că posibil să vă gândiți să vă îmbunătățiți comunicarea cu cei din jurul vostru, să vă îmbunătățiți relațiile, să învățați ceva nou, de ce nu? E foarte posibil. Sunteți încurajați să vă exprimați mai mult sau să îmbunătățiți exprimarea, să dați mai multă valoare acestor lucruri. Marte în Rac pentru voi este în casa parteneriatelor, așa că Marte aici susținut de Saturn chiar arată că puteți face anumite călătorii frumoase cu partenerul, să vă înțelegeți bine, să comunicați mult mai eficient, da? Să vă consolidați relațiile și chiar și anumite clinciuri, ceva așa, ele sunt productive, dar parcă se pune așa în acțiune relația voastră, se animă foarte tare. Conjuncția aceasta Venus-Uranus în Taur va avea loc pentru voi într-o casă a creativității, o casă foarte frumoasă, unde e plăcerea, unde e sexualitatea, dacă vreți, sexualitatea, relațiile romantice și poate fi o energie puternică de a explora noi modalități, de a vă exprima această creativitate, de a vă trăi plăcerile într-un mod neconvențional, de a încerca lucruri noi, chiar și la nivel intim, da, cu partenerul sau să apară cineva intim acolo, interesant. Sau, nu știu, ar putea să fie, fiind Venus o femeie, poate, dacă sunteți femei, vă gândiți la o femeie acolo care, nu știu, intervine în dragostea voastră. Bine, asta e așa un caz, am exagerat un pic, dar se poate activa cumva ideea de a plusa mai mult pe partea de iubire, de frumusețe, de a fi validat și apreciat mai mult. Da, e clar, o perioadă cu surprize plăcute, în mare parte, în relațiile romantice. Pentru ascendentul învărsător, acest tranzit cu planete în berbec se află în casa a treia, unde e comunicarea, învățarea. Aici avem relațiile cu frații și vecinii, ceea ce aduce o comunicare interesantă, destul de îmbunătățită, aș putea să spun. Poate fi o perioadă minunată să învățați ceva nou, să vă extindeți abilitățile de comunicare, să vă extindeți cunoștințele, să explorați mai mult relația cu vecinii, frații, surorile și persoanele apropiate și să aveți o mai mare deschidere spre curiozitățile vieții, da? Și o dorință de a explora perspective noi, de a învăța ceva nou, de a vă deschide mintea, în general, să fiți open-minded. Trigonul cu Saturn în Pești va avea loc în casa a doua, unde sunt veniturile personale, resursele voastre, autoaprecierea și, da, e un moment în care trebuie să vă gestionați mai bine banii, fiți intuitivi, veți simți cum să faceți. E timpul să consolidați această idee cu educația financiară, resursele financiare, concentrarea pe dezvoltarea personală și profesională, de ce nu? Iar Marte în Rac pentru voi vă ajută să vă explorați mult mai mult ideea aceasta de muncă, rutină, da? Să vă explorați mai mult ceea ce vreți să faceți, cum să vă perfecționați, să vă ocupați de lucruri profesionale, de munca voastră, de sănătatea voastră. Poate e chiar cazul să fiți mai atenți și să vă faceți analizele, da? E o perioadă în care e foarte bine să vă ocupați de lucrurile voastre. E un pic de treabă pentru voi, mai multă muncă, dar nu vă deranjează prea tare, vine așa pe un aspect pozitiv. Conjuncția Uranus-Venus în Taur va avea loc în casa a patra a familiei și poate că sunteți interesați să aduceți așa o pată de culoare în casă, să vă bucurați de lucruri neconvenționale cu familia, să faceți tot felul de lucruri ciudate, lucruri benefice și neașteptate în familie, clar, pentru voi în perioada asta. Dar o femeie poate din familie, nu știu, e altfel, vă face să vă amuzați sau vă aduce o veste neașteptată. Poate să fie, v-am zis așa, pur și simplu o energie neașteptată în familie, ceva benefic, frumos și să vreți să faceți ceva spontan. Văd spontaneitate în ceea ce privește casa, familia, tatăl, relația în general cu rădăcinile voastre și cu locurile natale, ceva spontan aici, clar. Pentru pești avem așa, toate planetele respective din berbec activează casa banilor, casa resurselor voastre, valorile personale și va aduce o energie foarte puternică pentru a vă gestiona finanțele. Vă văd foarte fermi, convinși că puteți să faceți bani, că puteți să vă reevaluați valorile personale, să vă gestionați finanțele foarte bine, dar este o energie benefică cu Mercur. Poate fi mulți clienți, poate aveți așa multă treabă, vă extindeți foarte mult finanțele, nu știu, atrageți bani foarte ușor și vă dezvoltați aceste abilități de a gestiona mai bine finanțele. Da? Abilități financiare se pot consolida, resursele personale la fel, sunt foarte multe lucruri interesante aici care se pot întâmpla. Și, bineînțeles, acest tranzit vă ajută să înțelegeți mai bine valorile personale, modul în care influențează alegerile, deciziile voastre, modul în care vă puteți reevalua și ajusta prioritățile în viața voastră și finanțele. Trigonul cu Saturn în Pești și cu Marte în Rac activează casa 1 și casa 5-a, personalitatea voastră și iubirea. Vă văd foarte, foarte dornici de a vă explora personalitatea, să vă manifestați cât mai mult identitatea, oportunități în ceea ce privește dezvoltarea personală, poate chiar cu imaginea, să vă ocupați mai mult de imaginea voastră, de corpul vostru fizic, de sănătatea voastră și să vă ocupați mai mult de plăcerile voastre, da? De copii. Poate pentru unii e o oportunitate bună să facă acum copii, că au ceva susținere. Și de ce nu este o perioadă bună să fiți mai active acolo unde sunt hobby-urile voastre, unde sunt copiii, iubirea, da? Poate că sunt anumite acțiuni pe care o să le faceți cu persoana iubită sau veți fi pur și simplu mai interesați de iubire, mai pasionați, mai pasionali, de ce nu, mai senzuali și mai distractivi, așa, posibil, pe petreceri să fiți sau să simțiți așa că viața chiar se îmbunătățește. Conjuncția Uranus în Taur cu Venus are loc în casa 3-a, unde este comunicarea voastră cu frații, cu surorile, cu vecinii, da, cu persoanele apropiate de voi și este și o casă în care vă informați, poate că primiți informații interesante, invitații surpriză, aveți parte de o perioadă favorabilă să vă exprimați ideile, să vă exprimați original, să vă exprimați plăcerile mai mult, să se îmbunătățească anumite lucruri legate de comunicare, de frați, surori, mașină, de ce nu, că mașina este și aici, dar oportunități în ceea ce privește comunicarea și de ce nu să explorați anumite lucruri legate de frumusețe, de modă, de feminitate dacă sunteți femei, da, anumite femei interesante pot apărea în viața voastră, puteți să comunicați lucruri interesante. Și cam asta văd eu pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și săptămâna aceasta. Ne vedem cu mare, mare drag și săptămâna viitoare și să aveți o săptămână frumoasă și liniștită.